Sărbarea de final de an școlar a clasei a patra de la secția maghiară a școlii gimnaziale Florea Bogdan a avut loc într-un cadru intim în sala festivă. Părinții, bunicii și prietenii au asistat cu mari emoții la sărbarea cu scenete și la festivitatea de premiere a celor mai silitori copii din clasă. Emoțiile despărțirii au fost intens resimțite și de învățătoare. Ce înseamnă să vă luați rămas bun de la această generație de copii? Vai, foarte greu, foarte greu. Nici nu pot... Nu știu ce să vă zic. Foarte, foarte greu. Ați ales să pregătiți și o serbare. Acum serbarea și după aia premierea. Copiii au ținut să-i mulțumească învățătoarei pentru răbdarea de care a dat dovadă în acești 4 ani de școală. Și ce înseamnă pentru tine să termini clasa a patra? Te vei despărți de învățătoarea ta? Păi mi-e foarte greu. O să vină tot alt învățătoare și... Ți-e greu să te desparți de învățătoarea ta? Da. Da, e greu. De ce? Că am plăcut. Te-a învățat să scrii, să socotești? Da. Îți pare rău? Da, îmi pare rău. Ce ai învățat în cei 4 ani de școală? Am învățat să scriu, să citesc, mai multe. Vrei să-i spui ceva, să-i transmiți ceva doamnei tale învățătoare? Da, că o iubesc și mi-o va fi dor de ea.